Nu știu dacă octombrie a fost o lună bună pentru lecturi sau a fost o lună a cărților neterminate. Deși eu, în obiectivele mele literare pe anul ăsta, mi-am propus să nu mai citesc cărți și să le abandonez sau să citesc mai multe cărți deodată astfel încât să nu le pot termina în timp util. Uite, în octombrie am făcut chestia asta, am bătut de la regulă, dacă am reușit aproape tot anul să mă țin cât de cât de regulă asta, în octombrie nu prea mi-a ieșit și asta pentru că am câteva cărți neterminate și o să vă zic despre ele, o să vorbim despre ele pentru că poate așa mă motivez și eu ca în noiembrie și decembrie ce-a mai rămas din anul ăsta să le termin ca să pot să mă consider și eu un om împlinit în materie de cărți și de obiective literare. A fost o lună bună pentru că am găsit două cărți care mi-au plăcut foarte tare, dar ca un rezumat așa să știți că am reușit să termin 4 cărți, sau mă rog, să termin e mult spus că una n-am terminat, o am dat cu ea de zvârlida, o carte a primit o stea, o carte a primit 3 stele și două au primit 5 stele. Dar de aia zic, nu știu exact unde să încadrez luna asta și dacă vreți să știți, sunt vreo 4 sau 5 cărți neterminate. Hai să începem totuși cu cărțile pe care le-am terminat sau aproape terminat sau ceva de genul ăsta, despre care am o părere. Și începem cu Book Lovers, pe care nu am fizic pentru că am ascultat-o în format audio și asta fiindcă era una din temele mele pe care mi le propusesem pentru acel clip cu romance. În cazul în care nu ați văzut clipul, vi-l las aici undeva pe sus, într-un card și în descriere, am făcut un fel de maraton din asta. M-am apucat eu undeva la final de iunie sau pe la jumătatea lunii iunie, cred că era. M-am apucat de un maraton din asta în care să citesc cărți de romance. De ce? Pentru că nu sunt mare fan romance și pentru că nu, mai ales romance contemporan și în general nu sunt fan romance. Și pentru că voiam să ies din zona mea de confort și să citesc și altceva, să mai fac și altceva decât ce făcusem eu până acum. Și numai bine m-am apucat de aceste cărți și m-am chinuit cu clipul ăla, pentru că dacă tot m-am apucat de el, am zis să-l duc la bun sfârșit, până acum în octombrie. Deci efectiv la începutul lunii octombrie, bine, a fost și plecarea la Cluj și plecarea la mama, că nu m-am ocupat de cărțile astea, dar să zicem că aș fi putut să le termin înainte de perioada aia, dar nu, eu nu și nu și nu, a trebuit să termin clipul în octombrie. Și dacă vreți să vedeți mai multe păreri despre cartea asta, despre Book Lovers, vedeți acolo în clipul ăla, cum am zis, vi-l las în descriere. Este o carte drăguțică, simpaticuță, mi-a plăcut pe alocuri, a fost destul de ok, a fost cumva doable, adică n-a fost ceva care să mă agaseze foarte tare, repet, eu nefiind amatoare de romance, dar nu mi s-a părut nici o capodoperă literară, adică nu este nici extraordinară. De aici și nota mea de 3 stele, pentru că efectiv nu, și așa am tras un pic de păr ca să-i dau 3 stele, pentru că au fost altele mult mai rele. Și vorbim de cărți mai rele și mult mai rele, una dintre cele mai rele cărți din clipul ăla și poate una dintre cele mai rele cărți de anul ăsta, cred că singura carte care o întrece este Love and Gelato și e tot în clipul ăla, pentru că e cu romance, este O vară italiană. Pe asta nici n-am reușit să o termin integral, dar nici nu am de gând să o termin, o am trecut-o la DNF, pentru că mă deranjează foarte tare mesajele subliminale pe care le-am regăsit în cartea asta și niște probleme de morală și de etică care sunt în cartea asta. Chiar aveam o discuție cu Sabina, care i-a plăcut foarte tare cartea. Sabina este și o fire din asta mai copilăroasă, este puțin mai naivă, este puțin un copil din ăsta așa mare și ea încearcă să vadă tot ce e frumos pe lumea asta. Ei, eu, în schimb, nu pot să trec de anumite puncte care mie nu mi se par în regulă și mai ales într-o carte dedicată tinerilor care pot extrage niște învățături, să spunem, din cărțile astea sau din cartea asta, care nu le vor face bine. Spre exemplu, ideea aia de a-ți înșela soțul doar așa pentru că ți s-a pus ție pata, pentru că tu ești în doliu. Nu mi se pare ok. Adică ideea că ești în doliu nu ar trebui să scuze înșelatul, știți? Sunt două lucruri total separate din punctul meu de vedere. Și multe, multe alte lucruri pe care le-am întâlnit în cartea asta, mă rog, atât cât am citit-o eu și am mai ascultat review-uri despre ea ca să mă conving dacă îmi place sau nu. Și cam toți oamenii trecuți de 25 de ani care au cât de cât discernământul bine consolidat și au capul pe umeri, cam toți oamenii sunt aceeași părere. E o carte periculoasă din punct de vedere al mesajelor, cum este și Love and Gelato, și nu e tocmai cea mai drăguță carte
Și mai ales în condițiile în care noi femeile tot o dăm înainte cu feminismul, cu dezvoltarea, cu vai, doamne, egalitate între sexe și nu știu ce, nu sunt cele mai bune mesaje pe care le transmitem despre femei. So, O Stea și DNF. O carte care pur și simplu m-a rupt în două, m-a făcut bucățele, m-a terminat, m-a tocat, uite așa, și pe care la fel ați văzut-o, dezbătut-o în clipul cu... reading vlog-ul. A fost un reading vlog, un vlog din ăsta literar, care, apropo, am văzut că v-a plăcut celor care urmăriți astfel de clipuri și poate mai facem pe viitor. Și nu așteptam să-mi placă cartea asta, v-am explicat în clipul ăla, vi las și pe ăla într-un card aici sus și în descriere, dacă vreți să-l vedeți mai pe ansamblu, că acolo vorbesc foarte mult de toate simbolurile și mesajele pe care le transmite cartea asta. Uite, o carte care transmite niște mesaje foarte frumoase. Este vorba despre Flori pentru Algernon. O carte care mi-a plăcut la nebunie, care efectiv m-a rupt în bucăți. V-am zis și în vlogul ăla că am plâns în ultimul hal, la final. Deci am... și acum am vrea să plâng când mă gândesc la final. În vlogul ăla v-am spus că sunt și niște conexiuni între mine și Charlie, personajul principal, și cumva îi înțeleg trăirile și înțeleg sentimentele și înțeleg toată pătălia aia care se dă în sufletul lui și mintea lui. Și, nu știu, m-a atins foarte tare cartea asta. Nu o să vă mai povestesc încă o dată despre ce este vorba. Uite că am pus o poză cu mine, mică și știrbă. Mică și știrbă. Și nu o să vă mai trec prin tot tăvălugul, vă las să vă duceți la clipul ăla să vedeți despre ce este vorba. Sunt foarte multe mesaje în cartea asta și foarte multe analogii pe care le poți face cu viața reală. Că, de fapt, eu consider că așa transmiți un mesaj, sau o carte așa transmite un mesaj, da? De asta și cu cartea asta cu O Vară Italiană. E periculos că poți face niște analogii cu lucrurile din viața reală și după aia s-ar putea să nu-ți fie prea bine și să te întrebi de ce. Ei, la fel și aici, autorul ne dă posibilitatea de a inspecta sau de a reflecta asupra unor probleme de viață, asupra unor probleme existențiale, asupra unor probleme de comportament și așa mai departe. Și mi s-a părut foarte interesant. Este o carte foarte deștept făcută, pentru că tocmai îți dă de gândit, pentru că nu este doar pur ficțiune, știți? Este o carte mai profundă decât pare la prima vedere. Clar, 5 stele de departe. Apoi, o carte pe care iarăși nu o am, dar care mi-a plăcut foarte tare, am găsit-o întâmplător. De fapt, am auzit de ea întâmplător la una din booktuberițele din afară, cred că era din Anglia, la care mă uitam, și fiind perioada asta a Halloween-ului, a lunii octombrie, totul trebuie să fie spooky, totul trebuie să fie horror, totul trebuie să fie cu thrillere, cu fantome, cu nu știu ce. În fine, ea zicea de cartea asta că s-a apucat de ea pentru că este cu fantome și se numește The Graveyard Book, adică Cartea Cimitirului în românește. Nu există în română tradusă, sau cel puțin eu n-am găsit-o. Dacă o găsiți și dacă o știți sub ce titlu ar fi în română, vă rog să-mi spuneți. Dar se găsește în engleză la noi, cred că pe Elefant și pe câteva alte site-uri. Dacă o găsesc, o las în descriere oricum, ca toate cărțile de altfel. Și este o carte, nu e spooky, din punctul meu de vedere n-a fost spooky, este cumva așa un pic de thriller, mystery, horror nu mi s-a părut. Decât dacă ideea de fantome vi se pare horror, atunci poate să fie horror, dar fantomele sunt relativ inocente în cartea asta, mare parte din ele, nu toate, sunt și vârcolași pe acolo, sunt și tot felul de ființe din astea mistice pe acolo, dar nu e horror, adică mie nu mi s-a părut horror elementul ăsta. Este vorba despre un băiețel a cărui familie a fost ucisă de un criminal. El scăpând, întâmplător scăpând și ascunsându-se, fiind foarte mic, s-a târât pur și simplu până într-un cimitir care era foarte aproape de casa lor. Fantomele de acolo, din cimitirul ăla, l-au adoptat și l-au crescut. Și de aici pleacă o întreagă acțiune cu el, care este mic, este cumva ținut la distanță de semenii lui, adică de oamenii vii, dar este crescut de fantome și are cumva niște abilități pe care le-a deprins de la fantome. Dar intervine momentul ăsta când trebuie să iasă înapoi în societate între ai lui, și criminalul încă există
și îl caută pentru că știe că l-a pierdut și află spre finalul cărții de ce a fost ucisă familia lui și care au fost problemele, de ce acest criminal a continuat să-l vâneze timp de mulți ani. Da, o carte simpaticuță și partea cea mai bună este că am găsit pe YouTube și o să vă las în descriere un playlist cu toată cartea citită de către autor, care este absolut delicios. În primul rând că are vocea similară cu a actorului din Sherlock Holmes, ăla care joacă și în seria aia cu Marvels de Dr. Nu știu cum îl cheamă, îl știți voi, mă rog, în fine, nu, așa, vă las numele lui, îmi scapă numele lui, nu rețin numele, așa, dar vocile lor sunt similare, iar autorul citește într-un mod absolut delicios, este cel mai spectaculos mod în care poți asculta cartea asta în format audio și este tare, tare plăcută și, nu știu, cumva felul în care a citit el cartea a fost, nu știu, a făcut-o să fie de 10 ori mai bună decât cred că ar fi fost dacă aș fi citit-o eu. Cred că o să-mi o iau, o să-mi cumpăr totuși cartea asta pentru că mi-a plăcut, adică mi-a plăcea să o mai citesc o dată. E o gen de carte. Eu am tendința de multe ori când termin o carte să mă gândesc, mă, că de-aia nici n-am vrut să-mi fac o bibliotecă pentru o perioadă foarte lungă de timp și am tendința să mă uit la cartea aia după ce am terminat-o de citit, să mă gândesc, mă, nu știu, peste 5-10-15 ani aș vrea să citesc cartea asta sau nu. Mi-a ajuns dintr-o singură lectură, hence o vară italiană. Și cartea asta aș mai vrea să o recitesc pentru că e simpaticuță, nu știu, mie mi s-a părut simpaticuță. Dintre toate lucrurile pe care le pot spune despre o carte thriller sau horror, mie mi s-a părut simpaticuță. Apoi, ultima carte pe care am citit-o tot în reading vlog-ul ăla și pe care am reușit să o termin este o carte despre care eu v-am mai vorbit. Este vorba despre Gândește Cutezător de Ben Carson. Este o carte mai de self-help, așa. V-am povestit eu că e genul ăla de carte puțin diferită de self-help, că nu este în tiparul celor de acum, cărților de self-help populare din ziua de astăzi. Este o carte care, pe lângă toate chestiile pe care trebuie să le faci, are și o parte din componentă din asta spirituală și v-am zis părerea mea în clipul ăla despre partea asta. E o carte pe care v-am spus că eu am mai citit-o în adolescență și mi s-a părut motivatoare atunci și de-aia am vrut să revin la ea și cumva am rămas setată pe ea. Vine și cu câteva explicații despre cum funcționează creierul, cât de legate sunt sentimentele noastre și felul în care gândim de sănătatea noastră și așa mai departe și fiind neurochirurg, evident, are informațiile de la sursă, ca să spunem așa. Sunt multe lucruri interesante în cartea asta și bine de reținut, de asta am vrut să o recitesc. Nu mai cred că este atât de senzațională cum am crezut în adolescență. I-am scăzut puțin ratingul la 3 stele de la 5 cât erau și eu pusesem în favorite. I-am scăzut ratingul la 3 stele, dar totuși, spre deosebire de multe, multe alte cărți de self-help, mi se pare că totuși vine cu niște informații pe care pot să le asimilez și sunt niște informații utile în cartea asta. Da, deci când îmi gândește Cutezător de Ben Carson, o mai găsiți pe net și este super accesibilă pentru că nu se mai publică și o mai găsiți prin anticariate, eu tot dintr-un anticariat am luat. Trecem la seria cărților pe care le-am început, dar nu le-am terminat. Am 3 cărți fizice pe care le-am început și 2 audio pe care nu le-am terminat. Și avem așa odată asta cu Sfaturi de Viață, care zice că este un crime. Încă nu pot, încă aștept să-mi treacă grața de descrierile astea, o să mai dau o șansă și vedem. Vă spun, la finalul lunii noiembrie promit să revin cu o situație certă a acestei cărți, pentru că la finalul acelui reading vlog am spus că o să vă dau un verdict despre cartea asta acum, în clipul ăsta. Nu am reușit să mă decin pentru că nu m-am mai atins de ea de atunci. Deci de la reading vlog nu m-am mai atins de ea, fiindcă efectiv nu mi-a mai ars. Dar luna asta trebuie să tranșăm problema, da? Deci, în principal, îmi doresc foarte tare ca luna asta să termin toate cărțile neterminate pe care le am. Și v-am zis, îți cel puțin țin 5, dacă nu mai multe. Așa, da. Deci asta o să fie una despre care o să ne decidem. Ori o arunc, ori o citesc până la capăt și ne facem o părere. Nu mai știu ce să mai zic despre ea. Apoi am început procesul lui Kafka. Asta a fost clasicul lunii octombrie de la Book Club. Flori pentru Algernon a fost cartea contemporană.
Și pentru că m-am ocupat de alte cărți și am tot lăsat-o pe ultima sută de metri, cum mi se întâmplă de altfel cu cărțile de la Book Club, nu am intrat în ea, am citit vreo 30 de... Nu, da, bine, 11 pagini am citit din ea și mi se pare puțin greoaie. De fapt, mi se pare puțin greoaie pentru că subiectul nu-i tocmai cel mai preferat de mine. Adică, știți că v-am zis că sunt supra-saturată cu tot ce înseamnă nazism, evrei, lagăre și tot subiectul, știți? Am zis că sunt până aici de subiectul ăsta și începe exact cu arestarea unui nenea despre de regimul nazist. Rămâne să vă țin la curent și cu asta o să termin pentru că a fost ca în clasicul lunii octombrie și vreau să termin cu toate cărțile pe care le-am avut la Book Club și nu le-am citit. Trebuie să le termin. Încă o carte de la Book Club pe care n-am citit-o a fost cartea contemporană a lunii septembrie și anume Viața pe un peron de Octavian Paller. Am făcut marea greșeală, incredibilă greșeală de a mă apuca să citesc cartea asta atunci când aveam gripă și fix într-una din zilele în care aveam și febră, știți, și m-am dus afară și am început să citesc și cumva am început să mi se împleticească cuvintele așa, știți, de la febră început să le văd așa. Și zic, ok, ceva nu-i bine și de atunci nu mă mai atins de cartea asta pentru că e greoaie. Am înțeles cât de cât despre ce e vorba din primele pagini, dar e încă greoaie. Bun, mai am în proces de ascultare The Exorcist, tot așa o carte din asta care a fost foarte hăipuită pe internet în BookTube-ul internațional, că ar fi bună de citit și de ascultat în perioada asta lunii octombrie. M-am apucat de ea, m-am ascultat vreo 25% cred că din ea, încă nu m-a prins și de aia m-am apucat de celelalte. De fapt m-am apucat de The Graveyard Book și de aia mi s-a părut aia mai interesantă decât asta. Dar să vedem, încă nu mă prind despre ce e vorba, adică până acum doar s-a setat așa atmosfera în cartea aia. Nu știu prea multe despre cartea aia pentru că m-am aruncat pur și simplu cu capul înainte, cum fac de foarte multe ori cu multe cărți de genul ăsta, fiindcă am auzit că e bună și zic ok, nu vreau să știu mai multe. Au fost câteva persoane care au lăudat cartea, zic ok, hai. Deci aia trebuie să o termin. Fiind audio, bănuiesc că am să o termin până la urmă luna asta. Și mai am un audiobook, cred că din august, care se numește The Party, parcă este un roman polițist, ceva cu niște unii care se duc pe o insulă undeva pe acolo prin Irlanda, aproape de Irlanda, și se întâmplă o crimă. Și de trei ori am început audiobook-ul ăla și de trei ori l-am abandonat, pentru că e accentul ăla irlandez care e ok și nu e ok câteodată. Știți? Adică e ok și nu e ok. Câteodată îmi place, câteodată nu-mi place. Capitolele sunt alternative pentru că vin din perspectivele mai multor personaje și fiecare personaj este citit de altcineva, de un alt actor sau alt, nu știu, interpret. Și fiecare are un accent diferit și cumva asta nu m-a încălzit deloc, așa ca să zic. Dar sper că luna asta s-o termin, mai ales că este și un roman polițist care trebuia să-mi placă, adică eu eram așa. Iar pentru luna noiembrie la Book Club, ca să vă spun și de Book Club ce avem la Book Club de citit, avem așa. Cartea contemporană este Suad Arsă de Vie, pe care una dintre voi mi-a recomandat-o și am pus-o în lista de la Book Club și sunt foarte curioasă despre ce este vorba. Știu așa mare despre ce este vorba și dacă vă gândiți la titlu, vă puteți da seama, cred că puteți și voi să intuiți despre ce este vorba. Asta a fost clipul meu cu cărți. Spuneți-mi ce ați citit voi în octombrie, ce cărți aveți pe listă, ce vreți să citiți, cum vi se pare perioada asta, este propice pentru voi, pentru citit. Puteți să-mi lăsați sugestii de lectură pentru Book Club, mai ales că am nevoie, că trebuie să pun acolo în listă, că nu mai avem idei de lectură în lista, mai ales la cărțile contemporane, așa că dacă aveți sugestii de cărți, le așteptăm cu mare drag. Dacă vreți să vă înscrieți în Book Club, aveți link-ul în descriere. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și vă aștept și în clipul următor. Ciao!